Președintele Parlamentului, Zinaida Greceanu, i-a fost confirmată pozitiv cu noul tip de coronavirus. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a instituției, despre asta a fost anunțat Secretariatul Legislativului. În prezent, Zinaida Greceanu se tratează la domiciliu sub monitorizarea medicului de familie, conform unei dispoziții a speakerului Parlamentului. Deputații testați cu COVID-19 trebuie să se autoizoleze până la prezentarea rezultatului negativ al testului.